Nu știu cum să încep. Mi-am pus multe întrebări în legătură cu ceea ce voi spune. O să vă pun și dumneavoastră, am o singură rugăminte, să răspundeți la ele. Nu cu voce tare, așa, în interior. Am o introducere puțin ciudată. Sună cam așa. Din cauza cui s-au nenorocit toate lucrurile, fraților? Pavel spune că întâi a păcătuit Eva, pe urmă Adam. Și de atunci, toți gândim așa. Vreți să răsturnăm puțin situația? Credeți că vreunul dintre noi are posibilitatea să aibă lângă el pe cineva ca în grădina Edenului, dar care să-l ajute să nu cadă? Nu să cadă? În grădina Ghețemane, în grădina Edenului, așa a fost. L-a ajutat să cadă. Credeți că e posibil să avem lângă noi pe cineva care să ne ajute azi să nu cădem? Funia împletită în trei nu se rupe ușor și când unul cade, celălalt îl ridică. Te rogi așa pentru soțul tău? Așa. Să nu cadă. Sau să-l mântuiască Domnul. Te rogi așa? S-a întâmplat vreodată să nu te rogi așa? Bărbaților, știți că aveți lângă voi pe cineva care se roagă? Nu să aveți bani mai mulți, nu să fiți primii, nu să fiți cei mai tari, ci simplu să vă mântuiască cerul. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Pe vremea lui Pavel, soțiile abia apucau să fie supuse pentru ca să-și câștige soții. Și considerau că lucrul ăsta merită. Dacă pot să-mi câștig soțul, merită. Astăzi nu se mai întâmplă același lucru. Nu știu, să ne fi uitat menirea? Să nu mai luptăm atât de mult pentru mântuire? Zice că vor fi câștigați prin purtarea soțiilor lor când vor vedea felul lor de curat, de trăit, curat și în temere. Iertați-mă. Sunt cele două lucruri care schimbă lumea. Curat și în temere. Soții, spune apostolul Petru, soții nu sunt câștigați de podoabele, bijuteriile, parfumurile. Folosite. Zice aici, ci de omul ascuns al inimii, de curățirea nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. În secolul 20,
Duh blând și liniștit, la soții, da. Aș vrea să spun că premiul pe care îl vor primi soțiile și mamele acestei biserici vor fi bărbații sau tații acestei biserici în Împărăția lui Dumnezeu. Și probabil se vor adăuga copii. Bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre, dându-le cinste, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Cu alte cuvinte, frații mei, și în ceruri vom fi la oaltă. E drept? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Cinstește-ți mama și soția, pentru că lângă tine ai o mamă și o soție. Cinstește-le ca să poți intra în audiență la Dumnezeu. Ca să poți să te rogi și Dumnezeu să te asculte. Acesta va fi premiul bărbaților și taților din această biserică. Rugăciuni ascultate. Și binecuvântări primite. Ăsta e secretul unei familii care vine la picioarele lui Iisus Hristos. Am vorbit despre mamă și aș vrea să închei. Istoria în biserica lui Iisus Hristos se întoarce. Mama sau femeia este cea care face ca soțul ei să nu cadă. Amin. Frații mei, și pentru că am vorbit de cadouri, de mulțumiri, bărbații acestei biserici au hotărât să dea câte o floare celor ce le sunt soții și în același timp mame. Și pentru ca să nu se ducă fiecare cu câte o floare în mână, am invitat să intre pe ușa aceea cei care au pregătit florile. Și rugăm pe acelea care luptă pentru mântuire, pe acelea care luptă pentru câștig, pe acelea care întorc istoria dinspre pierzare spre salvare, să primească din partea noastră și ca semn al binecuvântării lui Dumnezeu acest frumos simbol al mulțumirii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă nu v-ați rugat până acum, rugați-vă de acum încolo.